Recent Valve a hotărât ca toți jucătorii de Counter-Strike care au service medals roșii să primească vagban. Astfel, mai multe conturi cu inventare de sute de mii de euro sunt acum banate și nu mai pot să joace și nici nu mai pot să vândă skinurile din inventar. Dar de ce s-a întâmplat asta și ce anume sunt aceste service medals vom vorbi în videoclipul de astăzi. Dar înainte de toate, nu uita să lași un like acestui videoclip și abonează-te pentru a afla când mai aplaudez videoclipuri pe acest canal. Ei bine, service medals sunt acele medalii pe care le primești jucătorii care ajung la rang 40 în Counter-Strike. Astfel, după ce ai atins rang 40, primești prima medalie din acel an, de culoare gri, iar rangul se resetează. Dacă atingi din nou rang 40 în același an, primești medalia level 2, care de obicei este verde. Și tot așa. De principiu, există 6 nivele pentru fiecare medalie, având următoarele culori: level 1, gri level 2 verde, albastru, mov, roz și roșu. Excepție fac anii 2016 și 2017, care au avut 7 medalii, având ultima medalie neagră, și anul 2015, care a avut doar două medalii, albastru și mov. Așa cum probabil v-ați dat seama deja, cu cât nivelul medaliei este mai mare, cu atât aceasta este mai rară. Și tot timpul au existat oameni care și-au dorit să fie unici, având cele mai rare iteme dintr-un joc. Numai că, dacă ar fi să joci legit, ar fi foarte, foarte greu să joci suficient de mult, astfel încât să ajungi la ultima medalie într-un an. De ce? Păi hai să facem un calcul aproximativ. Pentru a putea obține prima medalie, ai nevoie de 40 de levele în joc. Să zicem că deja ai strâns 40 de nivele până la finalul anului trecut și că aștepți să primești prima medalie pe 1 ianuarie. Ai deja medalia gri prin urmare, mai ai de luat încă 5 medalii, adică trebuie să faci 195 de levele în Counter Strike, pentru că nu trebuie să umpli și levelul 40, cum ai ajuns la level 40 poți să-i dai reset. Fiecare level necesită 5000 XP. Prin urmare, în total, ai de făcut într-un an 975.000 XP. Acum, cel mai rapid mod de a face legit XP este în deadmatch free for all. Maxim într-un match de 10 minute, dacă faci peste 1000 de puncte, primești 800 de XP având weekly bonus XP care este 4x până la 4500 XP, apoi 2x până la 7500 XP, apoi 1x până la 11200 XP și apoi intri în reduced XP unde primești 0,175 din scorul final până la finalul săptămânii când se resetează acest bonus. Prin urmare, dacă ai juca numai match tot anul, câte 8 ore pe zi, non-stop, în fiecare zi, ai prime XP după cum urmează. 800 XP per match în primele 6 meciuri, apoi 400 de XP per match în următoarele 7 meciuri, apoi 200 XP pentru următoarele 9 meciuri și apoi vei intra în Reduce XP până la finalul săptămânii primind 35 XP pe fiecare meci asta dacă faci 1000 de puncte sau peste în fiecare deadmatch, ceea ce este oricum suficient de greu. Deci, dacă ai juca 8 ore pe zi, adică 56 de ore pe săptămână, strict și pur de gaming, fără să te oprești, fără să te duci la toaletă, fără să faci absolut nimic, ai obține 11200 XP până ajunge la Redux XP și încă 10710 XP, echivalent a 306 meciuri jucate. Adică un total de 21910 XP pe săptămână. Prin urmare, pentru a putea ajunge la ultima medalie, ar trebui să joci 45 de săptămâni, timp de 8 ore pe zi, zilnic în continuu. Matematic, posibil, însă aproape imposibil în viața reală, pentru că mai trebuie să și dormi, mai trebuie să mănânci, să faci pauze în care să-ți întinzi spatele, sunt zile în care ești răcit sau în care pur și simplu nu poți să joci, sunt zile în care cardenetul, sunt zile în care nu poți să joci din diverse motive. Orice variabilă dintre acestea îngreunează și mai mult acest proces care deja este aproape imposibil. Ca o mică notă de fundal, în trecut mai existau metode de a suplimenta XP-ul în fiecare săptămână, prin Overwatch care îți dădea XP dacă puneai verdictele corecte și prin level boosterele pe care le primeai în operațiuni. Însă în ultimii 2 ani nu au mai stat nicio operațiune, iar Overwatch-ul oricum în ultima perioadă nu a funcționat și oricum el lua și el timp pentru că trebuia să vezi un Overwatch, care uneori dura câteva minute, alte ori dura 10 minute și ținea la fel de mult ca un match de deadmatch. Bun, și acum revenind, totuși, dacă aceste medalii există, cineva trebuie să le aibă. Și cum ar cumva să obțin aceste medalii decât folosim metode mai puțin ortodoxe, folosind diverse scripturi și coduri, astfel încât acel cineva să farmeze XP fără să fie nevoie să joace 8 ore pe zi. Și atunci se pune întrebarea, dacă este imposibil, de ce a ales Valve să introducă atâtea medalii? Răspunsul este foarte simplu. În primul rând, este ușor să mai pui o culoare și să fii protejat dacă dai de un nebun care chiar vrea să facă asta legit. Dar și mai important, pentru a vedea dacă există oameni care folosesc coduri ca să obțină acest avantaj. Cum? Păi foarte simplu. Valve are acces la toate informațiile din joc. Cât ai jucat, pe ce servere, cum ai jucat-o, cum au jucat ceilalți jucători, în ce regiune ai jucat, dacă ai jucat cu aceiași jucători pentru tot anul, ceea ce este virtual imposibil. Și analizând acest pattern își dau seama cine a făcut medaliile legit și cine nu. Și acum ajungem într-un final la subiectul videoclipului de astăzi. Recent Valve s-a hotărât să zică stop acestor metode și să baneze jucătorii care au aceste medalii. Problema este însă că acești jucători s-au considerat invincibili. Prin urmare, au făcut aceste lucruri pe niște conturi cu inventare extrem de scumpe, cu skinuri de sute de mii de euro. Prin urmare, avem în acest moment majoritatea profilelor de Steam cu medalii roșii banate de către Valve, fără posibilitatea de a juca sau de a vinde skinurile din inventar. Așa că aveți foarte mare grijă dacă vă gândiți să faceți așa ceva. Nimic nu este 100% sigur și doar pentru că până acum nimeni nu a fost penalizat pentru folosirea unui exploit, nu înseamnă că și în viitor lucrul acesta se va aplica. La final, tu ce level maxim ai la medalii? Eu cea mai avansată medalie o am cea de 2021 care este pe albastru și pentru care am folosit și level booster din operațiuni, dar în rest am numai medalii gri sau verzi. Lasă-mă tău un comentariu, sunt chiar curios să văd care este cea mai mare medalie pe care tu o ai. Dragii mei, cam asta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă și dați click pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai aplaudez. Eu am fost Cosmin, rămâneți cu bine, salutare!